Accident surprins de o cameră de bord la Botoșani, șoferul unei autospeciale Smurda va fi sancționat de polițiști după ce a produs accidentul rutier în care două mașini au fost puternic avariate. Polițiștii au urmărit imaginile și au decis că șoferul autospeciale a avut un comportament care a condus la producerea incidentului. Accidentul s-a produs pe drumul Botoșani-Săveni. În imagini se vede cum șoferul unui autoturism care circula spre Ungureni a semnalizat să intre în depășirea unei autospeciale Smurd care circula în același sens de mers. Însă, în același timp, șoferul de pe Smurd a încercat să depășească mașina din fața sa. S-a oprit în ultimul moment când a văzut că cel din spate este deja angajat în depășire. Însă, tânărul de la volan, încercarea de a evita să intre în ambulanța Smurd, a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit în mașina din față. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. La nivelul secției de poliție rurală numărul 9 Vlăținești se efectuează verificări cu privire la împrejurările în care s-a produs incidentul rutier în care sunt implicate aceste autovehicule. De asemenea, în cadrul verificărilor au fost efectuate demersuri pentru a se stabili cine este conducătorul autospecialei Smurd, care este identitatea acestuia, în vederea luării măsurilor legale care se vor impune. Potrivit polițiștilor, șoferul autospecialei Smurd va fi sancționat și cel mai probabil va rămâne și fără permisul de conducere pentru o perioadă de timp.